Muzica pentru mine înseamnă un lucru cu totul special. E un lucru, aș spune, esențial în viața mea, e parte din mine. Și am avut norocul să mă apuc de pian, chiar de la o vârstă foarte mică, de la 4 ani. Și în felul ăsta, cumva, a ajuns să fie un lucru atât de natural pentru mine, încât simt că n-aș putea trăi fără. O cunosc pe Irina deja de câțiva ani, cred că se fac aproape 3. Am avut ocazia să lucrez de mai multe ori cu ea în diferite cursuri de maestrie, workshop-uri care au avut loc și la Iași, dar și la Mihăileni, la casa lui George Enescu, anul acesta la Conacul Miclescu din Călinești. Irina este un copil, îi spun copil pentru că mi-e dragă, dar ea deja este o tânără domnișoară și un artist în formare. Este un copil excepțional dotat, un auz foarte bun, un instinct muzical extraordinar, foarte mult bun gust muzical, este extrem de intuitivă și ceea ce mă bucură foarte mult în ultimul timp, este extrem de ambițioasă, extrem de muncitoare și a început să devină tot mai autocritică, ceea ce e o calitate fără de care un artist nu se poate dezvolta și nu se poate desăvârși. Am moștenit un pian foarte vechi din familie și l-am recondiționat. A fost o situație favorabilă recondiționarea pianului și am spus că să se apuce de pian de plăcere, pentru că credeam că acest lucru o dezvoltă din multe puncte de vedere, că e un lucru foarte frumos, că are numai de câștigă din treaba asta și am mers cu ea la o profesoară. Am fost la profesoara respectivă cu ea un an de zile. După un an de zile, profesorul a spus că vrea neapărat să vorbească cu noi. Și ne-a spus că ea consideră că Irina are niște calități speciale pentru pian și că ar trebui să continuăm la un nivel mult mai avansat, adică să facă profi, să zic așa, pianul, față de cum îl făcea până atunci mai lejer. Sincer să vă spun, nu am crezut-o. Am crezut doar că e un, mă rog, un mod al ei de a lucra cu oamenii, dar am spus că, ok, lucrăm ca și cum ar fi mare pianistă pe viitor. Îmi place să cânt multe stiluri, nu am neapărat un stil preferat. Îmi place foarte mult să cânt Bach, foarte mult să cânt Bach, dar de asemenea îmi place să cânt Enescu, adică muzică modernă îmi place. Îmi place să cânt Beethoven foarte mult și de asemenea îmi place să cânt muzică romantică, Liszt, Chopin. Nu pot spune că am o preferință, pot spune că am perioade în care prefer să cânt mai mult din anumite epoci, dar nu pot declara niciuna neapărat favorită. Eu doar ca meloman, eu ca ascultător, am frecventat în tinerețe ateneu și observam la ea întotdeauna, indiferent de ce cânta, nu enumera note, deci nu punea note și atât. La ea exista o interpretare bună, proastă, exista ceva, adică nu înșira note și atât. Asta a fost un semn pentru mine. De aici a pornit totul, ca să zic așa. De mică am tot fost la concursuri.
Chiar recent am fost la concursul Lira de Aur, unde am luat primul întâi cu 100 de puncte. De asemenea, am dat și probe pentru mai multe burse, de exemplu, Bursa Tinerii Talente. Am avut norocul să iau și să intru în Fundația Regală Margareta României, lucru care m-a ajutat enorm de mult și sunt foarte datoare și a fost un impuls foarte mare pentru mine și un lucru cu totul special pentru mine. Și din felul în care ei s-au uitat la mine și felul în care mi-au vorbit și m-au felicitat, a fost un lucru foarte important pentru mine. Au spus-o și alții, nu o spun doar eu, și n-are nimic de a face cu un fals patriotism. România are copii excepțional dotați, nu doar în domeniul muzicii, dar aș îndrăzni să spun că în special în domeniul muzical. Mi se pare că uneori nu facem destul, că am putea face mai mult. Există anumite lucruri care țin de sistem, că tot e la modă să vorbim despre sistem, care nu funcționează, anumite lucruri care în învățământul muzical și mai ales atunci când vorbim de învățământul muzical de excelență, nu funcționează cum ar trebui, fie că vorbim de, în general, de informația strict muzicală pe care acești copii o primesc, dar și de repertorii, care, după părerea mea, sunt mult prea grele pentru ei. A avut colegi, a avut prietene foarte talentate și care au renunțat. La un moment dat au spus stop. Pentru că odată avansând cu treaba asta, la un moment dat îți dai seama că lucrurile devin foarte grele și că trebuie foarte multă dedicație și foarte multă muncă și poate că nu ești dispus pentru ca să depui acest efort. Poate nu ești dispus și atunci unii renunță. Se pune mult prea mult accent pe repertorii grele, repertorii spectaculoase, pentru a da bine la public sau în fața unui juriu, în așa fel încât să câștigăm cât mai multe premii și cât mai multe diplome la concursuri. Ori un copil dotat, dar care și chiar foarte muncitor, dar care nu a parcurs și nu a ars toate etapele pe care trebuie să le ardă până în clasa 11-12, se va trezi cu mari probleme, cu mari lacune și, din păcate, sunt foarte multe cazurile pe care le văd în jur de copii excepțional dotați care s-au pierdut sau care intră într-un soi de depresie. Sunt foarte puțini cei care reușesc să se mențină și, din păcate, cei care mai devreme sau mai târziu își iau zborul către alte țări. Eu mereu am spus că, spre deosebire de alți părinți, mă rog, eu nu am văzut-o pe ea renunțând. Ea nu este o fire care să renunțe. Iar asta este o componentă extraordinar de importantă a carierei, cred că a oricărei cariere, orice îi face în viață, trebuie să nu renunți. Când ai de greu sau în orice alte circunstanțe, iar ea are această caracteristică. Și are și determinare și are, sincer, nu o văd în afara muzicii, nu o văd, pentru că trăiește prin muzică, dacă nu cântă la pian, cântă din voce, dacă nu studiază piesele, se gândește la ele. Studiul nu este numai statul în fața pianului, ea stă, se gândește la interpretări, se gândește la toate astea, nici nu se poate altfel, deci nici nu se poate altfel. Sunt zile în care, de exemplu, încep să studiez o piesă și stau și o studiez toată ziua pentru că mă implic atât de mult în chestia asta și stau pe piesa aia. Sunt zile în care nu pot să studiez, nu am stare și atunci mă chinui și stau multe ore, dar poate nu obțin mare lucru pentru că nu găsesc acea concentrare. Sunt zile în care am cea mai bună concentrare și pot să studiez mai puține ore, dar să obțin lucruri mai mari. A început să-mi placă să studiez mai nou, pentru că e un lucru, cum să spun, foarte
interesant în primul rând, dar și un lucru măreț, să stai, să studiezi o piesă din toate punctele de vedere. Are foarte multă emoție, e foarte capricioasă, e foarte nervoasă. Trebuie să nu mă cert cu ea înainte de cântări, să mă abțin din răzputeri, pentru că o înțeleg foarte bine stările ei. Însă totul are și partea, mă rog, răsplata vine. Răsplata vine și pentru efortul meu și pentru efortul ei. Repertoriu. Acum chiar urmează să am un recital pe 21 noiembrie la Ateneu, în sala mică, și acolo am deja un program pe care îl studiez de mult timp și abia aștept să am ocazia să îl interpretez. Am o piesă de Liszt foarte importantă pentru mine, pe nume Vale Doberman, piesă care este clar printre favoritele mele și o piesă care a însemnat foarte mult pentru mine. Am studiat-o destul de mult și clar m-a ajutat să evoluez din multe puncte de vedere. Voi cânta și o sonată de Beethoven, sonata Opus 31 numărul 2, o sonată superbă pe care tot așa o iubesc mult și îmi place foarte tare. Voi cânta și Enescu, lucru de care sunt foarte fericită, pentru că, de asemenea, și Enescu este, după cum am zis, printre compozitorii mei preferați. Și voi mai cânta Fantezia de Mozart, în re minor, o piesă de suflet pentru mine, și un studiu de concert, un Sospiro, tot de Liszt. Avansat în timp și muzica necesită, dincolo de o pregătire permanentă cu profesori, cu toate chestiuni de genul ăsta, instrument. Instrumentele sunt scumpe, sunt foarte scumpe și ar trebui periodic să merg la un instrument din ce în ce mai sofisticat, din ce în ce mai bun și, mă rog, ultimul pian pe care l-am luat a costat în jur de 8.000 de euro, de exemplu. Și asta printr-un noroc. Pe partea cealaltă, mult mai greu decât pare, la prima vedere, și mult mai greu decât îmi pare mie acum, gândindu-mă retrospectiv. Nu știu unde mă văd. Eu sper să mă văd sus. Sper să mă văd concertând în cât mai multe locuri. Sper să mă văd colaborând cu cât mai mulți muzicieni mari și având cât mai multe oportunități. Am cântat și în afară, într-adevăr. Am avut ocazia chiar să cânt în casa lui Beethoven din Bonn. Nu era chiar în casa lui, era o sală amenajată fix în acel loc. Am câștigat un concurs și am avut ocazia să cânt acolo, asta în 2021. De asemenea, am cântat și în Austria, tot așa în urma unui concurs câștigat. Am cântat și în Franța, când eram mai mică. Clasa a doua eram. Tot așa am participat la un concurs. Mi-aș dori mult mai mult ca toți copiii să poată să aibă parte de o educație muzicală de excelență și aici în România. Și după care să fie alegerea lor, dacă pleacă definitiv sau nu, dacă se întorc, ca să dea la rândul lor mai departe ceea ce au primit și au învățat și ceea ce au acumulat în alte locuri. Contează foarte mult publicul pentru mine.
Și întotdeauna când vin persoane la mine și îmi spun că le-a plăcut cum am cântat, mi se umple sufletul. E cel mai frumos sentiment pe care pot să-l am și e unul din cele mai importante lucruri, să văd cum oamenii se bucură de muzica pe care o fac. Este maximul de fericire, pot spune. Când văd că oamenii vin și îmi spun din suflet că le-a plăcut și că au simțit ce am transmis și e minunat. Și întotdeauna când văd un public bucuros după ce cânt, e, cum să zic, uimitor sentimentul. Sunt perfecționistă, dar cred că trebuie să fii perfecționist în meseria asta. Cred că trebuie. Trebuie să ai o doză de ambiție, poate puțin exagerată, dar este necesar în meseria asta, pentru că sunt multe lucruri, multe detalii care fac o diferență. Îmi dau seama de tot ce am lăsat în urmă, toate îndoielile, pentru că problema principală asta este. Ai îndoieli, îți dai seama că cu cât avansezi, ea pierde din ce în ce mai mult timp sau câștigă, nu știi precis dacă pierde sau câștigă, timp cu instrumentul. Începi să ai, să spui problema, poate că greșesc, pentru ca să răzbești în lumea asta pianistică, nu trebuie să fii foarte bun. Trebuie să fii de excepție, trebuie să fii extraordinar. Și pentru că altfel e foarte greu. Și mereu am avut îndoiala că poate un drum prost, că poate poate ratează o altă oportunitate de a deveni arhitect, profesor, orice altceva, și că sacrificăm totul din cauza asta. Asta a fost o îndoială permanentă și pe mine m-a ajutat foarte mult, m-au ajutat confirmările, pentru că eu nu sunt de specialitate. Cred că cel mai important critic al meu este o persoană extraordinar de importantă pentru mine, cu care am avut ocazia să lucrez. Pot spune că o consider ca un mentor pentru mine. Este doamna pianistă Raluca Știrbăț, cu care am avut oportunitatea să lucrez la mai multe masterclass-uri și ea a fost o persoană care pur și simplu mi-a schimbat viața. Mi-a dat curajul să merg pe această cale. Mi-a deschis, de fapt, calea către acest drum, calea cea corectă. Este un om, să zic așa, dur când vine vorba de ce înseamnă, de ce trebuie eu să fac, dar este exact cum trebuie și ca om este minunată și m-a ajutat tot așa pe multe planuri. Moral m-a ajutat pentru că m-a încurajat, mi-a spus întotdeauna ce trebuie să fac, dar trebuie să fie cineva care să spună lucrurile astea și să îți arate. Și de asemenea m-a și încurajat în direcția asta și am simțit întotdeauna o conexiune specială cu ea. Ea s-a ridicat la un mini-nivel, eu sunt în momentul de față complet depășit, așa încât câteodată încerc eu să-mi dau sfaturile și asta o enervează foarte tare și trebuie să recunosc că foarte des pe bună dreptate. Mă rog, intențiile mele sunt bune, nu întotdeauna ce îi spun e cel mai potrivit, dar asta este. Astăzi vă cânt piesa despre care am mai spus, Vale Doberman, de Liszt. Mă bucur foarte mult că am avut această oportunitate pentru că îmi doresc să mă asculte cât mai mulți oameni cu această piesă, pentru că are o importanță foarte mare pentru mine. Thank you.
Thank you.